lângă un liman al Nistrului, la aproximativ 6-7 km de Tighina, se află cea mai mare mănăstire a Basarabiei, Noul Neamț. Existența acestui așezământ monahal reflectă în filigran complicata evoluție a provocărilor mai vechi sau mai noi încercate de ființa istorică românească din Basarabia. Nu este prea ușor să vizitezi mănăstirea Noul Neamț dacă te declari român. În orice parte ai veni, ești oprit de filtrele Poliției de Frontieră Transnistreană, rămase aici de pe vremea conflictului dintre Republica Moldova și separatiștii de la Tiraspol. Acest fapt îți creează un disconfort sporit și o undă de bănuială ți se strecoară în suflet. Politicul s-a amestecat în Tihna Monahală, încă de la întemeierea mănăstirii, care a avut loc după risipirea obștii bătrânei Lavre a Neamțului, în perioada domniei lui Cuza Vodă. Secularizarea averilor mănăstirești a creat mari tulburări în mănăstirea Neamțului, iar unii dintre călugării de acolo, în frunte cu duhovnicul obștii, Andronic Popovici și eromonahul Teofan Cristea, s-au îndreptat către moșia Chițcani din Basarabia, ce aparținea de mănăstirea Neamț. Aici au întemeiat noul așezământ, având permisiunea țarului Rusiei, Alexandru al II-lea, printr-un ucaz din 13 ianuarie 1864. S-a insinuat că monahii care au înființat noul neamț ar fi fost influențați de serviciile secrete țariste. Suspiciunea poate avea temei în contextul politic de atunci, dar nu este mai puțin adevărat că la Noul Neamț a continuat să se scrie în limba română și că trăitorii de aici se credeau în primul rând continuatori ai tradiției nemțene, statutată de cuviosul Paisie Velicikovski, încă din secolul al XVIII-lea, după rânduiala tonită. În viața monahală cunoaștem trei trepte. Prima este fratele care vine în mănăstire, care nu știe va fi călugăr sau nu. A doilea este deja monahul sau călugărul care depune voturile în fața Sfântului Altar. Și a ultima treaptă este schimonahul, care deja a ajuns la bătrânețe. Mă rog, în Sfântul Munte primesc mai devreme tunderea în schima mare. Când a fost vizitat de publicistul Zamfir Arbore Rali în anul 1881, egumenul Teofan Cristea era foarte deziluzionat că fusese altădată partizan înfocat al protectoratului rusesc. Ba chiar dorise ca Moldova să fie alipită la Rusia. Dar apoi s-a convins că a greșit și că dorește lucruri pe care Dumnezeu nu le-a voit. La 13 mai 1923, un moldovean născut la Pașcani, episcopul Visarion Puiu, a fost numit în fruntea nou înființată eparhii a Hotinului, cu sediul la Bălți. A activat la început în condiții improprii și în discursul pe care l-a rostit la înscăunarea sa, Visarion Puiu a spus între altele: Doamne, fă ca toiagul acesta păstoresc să nu-mi fie al purta cu greutate, iar turma la care sunt trimis să o pot cu îndestulare hrăni din ogorul Evangheliei tale și mă învrednicește a spune cândva ca apostolul: nu eu, ci harul tău care a fost în mine a săvârșit aceasta. La Bălți, Visarion Puiu a ctitorit impresionanta catedrală episcopală închinată sfinților împărați Constantin și Elena. A organizat școli teologice, tipografii, casă de ajutor a clerului, s-a implicat în acțiuni obștești cu scopul îmbunătățirii vieții locuitorilor orașului, alimentarea cu apă și curent electric, dezvoltarea transportului feroviar, canalizarea, construirea unui aerodrom, un abator, o baie publică, o maternitate. La Bălți, episcopul Visarion Puiu a ridicat un mare palat episcopal, în preajma căruia a amenajat un parc cu arbori aduși din întreaga lume. Sprijinit de un popor cu drag de biserică, oameni buni și ascultători, cum era ramura românească a moldovenilor dintre Prut și Nistru, cei 12 ani de păstorie la Episcopia Hotinului au trecut producând un mare bucurii sufletești. Își va aminti ierarhul în jurnalul său: se poate spune că Bălțiul a devenit oraș în toată puterea cuvântului, datorită osârdiei și vredniciei acestui ierarh, care s-a dovedit a fi la fel de bun gospodar ca și domnitorul, rămas pentru totdeauna în conștiința moldovenilor, Ștefan cel Mare. Visarion Puiu a fost numit în 1935 mitropolit al Bucovinei. Faptele acestui ierarh
anulează cu asupra de măsură o teză abil sădită și întreținută în conștiința basarabenilor, conform căreia statul român s-ar fi dezinteresat în perioada interbelică de situația provinciei dintre Prut și Nistru. Dar e o problemă foarte delicată, fiindcă intră politică în discuția aceasta. Din cauza situației actuale, din cauza acestei provincii românești care a fost ruptă din trupul țării noastre și că mi-e teamă că majoritatea compatrioților noștri nu se mai preocupă de chestiunea asta. Adică există tot un fel de indiferență generală și e foarte dureroasă, după părerea mea. Că eu cred că le aducem apă la moară dacă nu ne interesăm de problema moldovenilor de dincolo de Prut. Ar însemna că teoria lor că noi n-am iubit pe basarabeni, că între cele două războaie nu ne-am ocupat bine de Basarabia, că am considerat-o ca un fel de Siberia României și mai departe, lucrurile astea ar părea că sunt autentice dacă și astăzi ne arătăm un anumit dezinteres pentru basarabeni. La 27 martie 1918, o geană de lumină se întrezărea pentru românii aflați într-un moment crunt al istoriei lor. Sfatul țării de la Chișinău hotărea unirea Basarabiei cu ceea ce mai rămăsese din statul român la începutul acelui an. Era răzbunat un secol și mai bine de istorie tristă a provinciei românești, anexată la Imperiul Țarist în 1812, în urma păcii încheiate între Rusia și Turcia la Hanului Manuc din București. Nu o să știm niciodată adevărul adevărat. Totuși, după ce s-a semnat pacea și au văzut că au pierdut o jumătate din Moldova, rușii vreau să ia toată Moldova. Ei ar fi vrut să ia și țara românească, dar acolo să oprea de interesele Austriei. Deci, în fond, s-ar fi mulțumit cu toată Moldova. Dar grăbiți să facă pace, fiindcă știau că riscă să-i atace Napoleon, s-au mulțumit cu jumătate din Moldova. Să nu uităm că în vreme ce Transilvania și Bucovina făceau parte din Imperiul Austro-Ungar, un stat care a pierdut în urma Primului Război Mondial, s-a și desfințat de altfel, și unirea lor a fost un proces mult mai ușor de realizat, Basarabia făcea parte din Imperiul Țarist. Un stat cu care noi eram aliați în 1916 și era mult mai dificil să obții unificarea cu acest teritoriu Basarabia, rapid de Rusia în 1812, deci cu aproape mai mult de 100 de ani înainte, dar era mult mai dificil și primul ministru Ion Brătianu a specificat în mai multe rânduri, atunci când Sfatul Țării a cerut repetate ori să sprijine pe basarabeni, a specificat că nu poate interveni direct pentru că Basarabia este un teritoriu care aparține unui aliat al României din acel moment. Până la urmă, totul a ieșit bine pentru România, devenită mare la sfârșitul anului 1918. În noi hotare recunoscute de către marile puteri ale lumii, dar nu și de Uniunea Sovietică. Tot încerc ca istoric, după decembrie 1989, să înțeleg de ce, în continuare, atunci când vorbim despre Marea Unire din 1918, ne concentrăm asupra momentului 1 decembrie și aproape ignorăm cu totul data de 27 martie. Sigur că până în decembrie 89 putem să înțelegem de ce se întâmpla lucrul acesta, pentru că problema, subiectul Basarabia era un motiv de a-i enerva pe ruși pentru Nicolae Ceaușescu și el scotea acest subiect din cutie așa pe jumătate, de câte ori îi cădea bine, după care îl vărea la loc. După decembrie 89, însă, mi-e foarte greu să înțeleg de ce, în continuare, această primă unire din anul Marii Unire 1918 rămâne ignorată aproape total și de către politicieni, de multe ori și de către mass media. Mi-e greu să înțeleg, chiar dacă ziua națională de la 1 decembrie polarizează, bineînțeles, și discursurile politicienilor și paradele militare și mută centrul de greutate pe unirea Transilvaniei. Mi-e greu să înțeleg pentru că unirea Basarabiei a fost una mult mai greu de realizat, mult mai dificilă și dacă vom rememora foarte rapid contextul, vom înțelege probabil de ce regele Ferdinand, în mesajul tronului adresat în iunie 1918, mulțumea cerului și lui Dumnezeu pentru această realizare.
Vecinul de la răsărit, consecvent vechilor țeluri imperialiste-țariste, și-a creat în anul 1924 un cap de pod dincolo de Nistru, sub forma Republicii Bolșevice Autonome Moldovenești, cu capitala la Balta, apoi la Tiraspol. Era un avertisment perpetu la adresa României faptul că Rusia sovietică nu înțelegea să renunțe la Basarabia. În 1939, în 23 august, când Hitler l-a trimis pe Ribbentrop la Moscova pentru a-și asigura flancul estic în războiul pe care tocmai vrea să-l declanșeze și pe care l-a și declanșat la o săptămână după aceea, a fost de acord cu acel protocol secret pe care l-a propus Stalin, dar nu în, context, nu în totalitatea, în integralitatea lui, cum s-a și desfășurat după aceea în vara anului 40. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, a sosit și momentul favorabil planurilor expansioniste ale Uniunii Sovietice. Basarabia era din nou ocupată de sovietici în urma unui ultimatum, după care a fost reeliberată de trupele române în vara anului 1941. De ce v-ați aliat cu germanii? Știi, asta mi se spune mereu. Ei, noi ne-am dus ca să recuperăm Basarabia. Era logic, era uman, era firesc. Pentru că în timpul războiului a acceptat oferta mareșalului Ion Antonescu de a conduce misiunea ortodoxă română în Transnistria, după 1944, mitropolitul Visarion Puiu a trebuit să plece în exil, săvârșindu-se din viață în 10 august 1964. Alianța dintre Uniunea Sovietică și Coaliția Națiunilor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial a influențat în mod tragic destinul Basarabiei pentru încă o jumătate de veac. Căderea cortinei de fier în anul 1989 a reaprins flacăra speranțelor firești pentru românii basarabeni. A fost un iureș care fatalmente trebuia să fie stăvilit, datorită vechilor pretenții ale Moscovei. Capul de pod transnistrean era reactivat de către frontul invizibil rusesc și din nou cineva trebuia să se sacrifice. Vă iubesc, popor român. Cum simțiți aceste prime clipe de libertate? Ce simțiți dumneavoastră? Oi, nici nu știu cum să spun. Nici nu vine a crede ochilor. Da. M-a trezit dimineață, celulă, am uia ca să merg pe drum acasă. Ei nu sunt nimeni pe pământul ăsta, sunt niște forțe străine de ocupație. Noi suntem stăpâni în țara noastră, noi trebuie să facem curățenie. Între regăsiri și despărțiri, speranța este cea care moare ultima, iar aceasta este hrănită de fapte concrete. Se impune pregnant ca românii de o parte și de alta a Prutului să joace hotărât și inteligent pe scena mare a istoriei. La 8 ani după anexarea Basarabiei de către Rusia țaristă, în satul Răzălei din ocolul Răutului se năștea în familia preotului Anania Mihalache, cel ce va deveni vrednicul de pomenire mitropolit al Moldovei, Iosif Naniescu. Acest basarabean blând și înțelept a păstorit mai bine de un sfert de veac în scaunul arhieresc de la Iași și a rămas pentru urmași un exemplu viu și greu de uitat. A ctitorit catedrala mitropolitană din capitala Moldovei și datorită activității sale duhovnicești, teologice, pastorale și sociale, a fost numit Iosif cel Sfânt și Milostiv. Basarabia trebuie să fie mândră de vrednicul său fiu, care a dăruit Academiei Române biblioteca sa, compusă din peste 10.000 de cărți și 300 de tipărituri vechi românești. Satul Răzălăi este satul de baștin a mitropolitului Iosif Naniescu, marele mitropolit pe care Basarabia l-a dăruit țării întregi, și era păcat de noi că să nu avem în acest sat o biserică în care credincioșii să se închine, să se roage
să aducă slavă lui Dumnezeu. A fost cândva o biserică de lemn în care tatăl, mitropolitul Iosif Naniescu, a slujit, dar biserica a ars în urma unui incendiu și de câteva sute de ani oamenii din Răzălăi nu aveau biserică. Am hotărât, cu puținul pe care îl avem, să încercăm să zidim o biserică ortodoxă, biserică cu hramul pogorâ Duhului Sfânt, închinată în primul rând lui Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, omului care ne-a învățat credința, ne-a învățat dragostea în Dumnezeu și, în al doilea rând, am vrut ca credincioșii să nu mai îmble hoinărind într-o parte, într-un sat în altul, căutând milă și ajutor de la Dumnezeu, căutând un preot, dar să aibă preotul lor. Eu în anul 1993 am fost numit preot paroh pe seama bisericii Cuvioasa Parascheva din satul Sloveanca, județul Bălț, actualmente raionul Sângerei. În 2003, credincioșii din satul Răzălăi au acceptat ca să adere la Metropolia Basarabiei și să construiască biserica aici. Deci actualmente sunt paroh pe biserica din satul Răzălăi și biserica din satul Sloveanca. Pot să spun că sunt vremuri ușoare sau că ne este bine, ne este ușor, dar cu sprijinul, cu ajutorul credincioșilor, cu suportul credincioșilor, ne descurcăm. Știți, acum puțin, spre regret, a slăbit credința, credincioșii tot aleargă după averi, după bani, după și toți mai puțin și mai puțin credincioși vin duminica și la sărbători la biserică. Dar Dumnezeu are grijă de toată lumea. Este foarte greu să spun când o să facem o slujbă în biserica ridicată, pentru că prețurile se scumpesc pe zi ce trece și ceea ce ne planificăm să facem, practic fuge de sub picioarele noastre. Vedeți și dumneavoastră, sunteți martori că am făcut cât am putut, pentru că trebuie să spun că ceea ce s-a făcut, s-a făcut doar din jertfa care s-a strâns de la credincioșii din satul Răzălăi și în satele vecine, Pepeni, Sloveanca, Bălășești. Și este foarte greu. Ori astăzi oamenii, dacă pleacă prin diferite țări, după un ban, vin acasă, au atâtea de făcut. Puținul pe care îl jertfesc pentru Biserica lui Hristos este puțin. Dat fiind faptul că totdeauna Biserica Ortodoxă s-a ținut numai pe acea jertfă pe care au adus-o credincioșii, este foarte greu. Sperăm că toamna asta vom putea să turnăm toată cupola, să turnăm să... Deci la anul probabil că să încercăm să o acoperim. Părintele Valeriu Cernei este unul dintre românii basarabeni care a spus prezent în momentul în care Biserica Ortodoxă Română a reactivat Mitropolia Istorică a Basarabiei. Se știe că în Republica Moldova mai există o mitropolie care ține de Biserica Ortodoxă Rusă. Datorită opțiunii sale pro-românești, părintelui Cernei nu i-a fost ușor, nu este și nici nu-i va fi prea curând. Cu cernicia sa se ține însă bine cu firea și îndeplinește cu destăinicie funcția de protopop de Bălți în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Este tracasat în diferite moduri de către oficialitățile statului moldovean, dar este fericit că îi poate îndruma duhovnicește pe enoriașii săi din parohiile Răzălăi și Sloveanca. Biserica din Sloveanca a fost ridicată în vremea când în scaunul de la Bălți păstorea Visarion Puiu. În anii comunismului, biserica de la Sloveanca a fost transformată de către autoritățile ateiste ca și mănăstirea Rughi, în uscătorie de tutun. În anul 1992, părintele Valeriu Cernei a reușit să ridice turnele Lăcașului și, deși vremurile sunt vitrege în continuare, cu cernicia sa privește cu încredere în viitor și nădăjduiește în dreptatea cea dreaptă cu care bunul Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei din neamul său.